Și iată că vorbim acum și despre pregătirile botezului micuței Lea, care sunt pe ultima 100 de metri. Anca Serea lucrează ca o furnicuță, așa cum o știm noi, că e foarte tare femeia asta. Deci muncește senzațional și a văzut-o și pe Instagram la ea, puteți să intrați pe Anca Serea, unde duce copii în parc, se duce la școală, pe cuvânt, deci muncește, nici nu știu când mai are timp să respire. Totul muncește ca botezul ăsta să iasă perfect. Ia priviți! Anca știe că dulciurile sunt atracția copiilor la orice petrecere, așa că pentru botezul micuței Lea a ales un candy bar cu prăjituri sănătoase, fără zahăr. Te-am adus în paradisul dulciurilor, de că aceste dulciuri nu au zahăr. Hai că pe jumătate suntem iertate, măcar. Clar. Deci sunt bune și de dietă? Sunt bune și de dietă, sunt bune pentru copii, sunt bune pentru diabetici. Facem candy barul ăsta pentru botez, pentru gustul nostru sau pentru gustul copiilor? Nu știu. Ele se îmbină super armonios. Și eu zic. Hai. Hai, două, trei, trei, doi, unu și. Mamă, foarte bun. Mai au gură de astea. Sau aș mai lua și o Pavlova, că e desertul meu preferat. Hai, ia. Eu o las pe Ana să decide ea. Mă lăși pe mine? Te las pe tine. Să aleg eu tortul de botez? Da, hai! Hai să te vede! Ăsta! Ai ales doar unul? Da! Mai au gura! Vrei să-l combin pe ăsta cu ăsta? Nu știu, stai să văd. Le combinăm? Cum vrei? Mergem pe ăsta cu ăsta? Da, atunci deci o să alegem mascarpone, strawberry și pistachii chips. Bine, atunci facem în proporție de 80%, cum a zis Ana. Pentru că nu-și dorește un botez foarte mare cu multă lume, Anca a ales un local mai retras lângă București. Este un loc de poveste, un conac care ei i-a plăcut foarte mult. Din meniu nu lipsesc sarmalele. A fost o cerere specială din partea Ancăi. Degustă meniu? Păi nu, de-aia te-am invitat să ne sfătuim împreună. Am ales candy barul și acum să alegem mâncarea. Da, haide. Să vedem care după este meniul. Vă știți. Mulțumesc frumos, bineînțeles. Bună ziua! Mulțumim frumos! Aici? Da, poftim unde dorești. Unde dorești? Hai că eu mă așez aici, da. Vino lângă mine, nu te îndepărta foarte tare. Colegul meu, bucătarul șef Andrei Carp, ne va prezenta gustarea rece. Bună ziua, mulțumim! Wow, ce foame! Cum arată! Arată frumos! Să ne spuneți ce avem aici. Aici avem o ternă de sfeclă cu un gravalax de somon, un chips de sfeclă, geleu de sfeclă, iaurt afumat cu hrean, o zăpadă de hrean, pudră de sfeclă și un geleu de hrean. Arată senzațional. Mă scuzați, m-am luat căldurile. De la ce? Te pregătești să mănânci mai bine și mai mult? Eu o să iau sfecla mai întâi. Și mie îmi place sfecla. Ați sfeclit-o? Ai ales ce trebuie. De acord până aici? Da. Ce urmează acum? În continuare, colegul meu Andrei ne va prezenta gustarea caldă și chiar să nu spui că sunt sarmalele. Exact. Trebuie să recunosc că m-am gândit și la Ana și mama, deci păcat că nu puteți să simțiți mirosul. Andrei, mulțumim frumos. Și farfurile sunt total sigur, deosebite. Bineînțeles, au fost achiziționate pentru acest eveniment direct de la Horezu. Este ceramică de Horezu, originală. Am înțeles. Foarte frumos. Deci și au cumpărat farfurii speciale pentru botezul pentru, vostru. Pentru sarmalele noastre. Hai că mai avem treabă, hai. Haide, am mâncat, am băut, ne-am plimbat printr-un trafic infernal și acum am ajuns la Rochie. Am ajuns la Rochie, suntem la Otilia Brăiloiu. Ea, mai întâi de toate, trebuie să spun și sper să nu mă bușească plusul. Bună! E prietena mea, e un fel de mai mult decât sora mea. Noi și semănăm de altfel și ne cunoaștem de foarte mulți ani, de aproape 13 ani. E o poveste, o să vă spun eu mai încolo. Și Otilia mi-a creat și rochia de mireasă. Și acum o să ne arate și cum va arăta, mă rog, o să ne arate rochia. Rochia pentru botezul ei. Rochia pentru botezul ei. N-am văzut-o, nu știu nici măcar ce culoare. Nu știu nimic. Otilia... Să trecem mai departe, că astea-s de mireață, nu ai nevoie ce? Acum. Ai, nu se știe niciodată. Știu că niciodată să nu spui niciodată, dar
Hai, da, să vedem rochia. Uite ce scrie aici. Uite, scrie, aici scrie Otilia. O fi un semn și future bride. Deci, eu nu înțeleg tu ce vrei să spui. Deci, nu, nimic. Noi suntem niște doamne serioase. Poate să se nunta de... Da. Hai, mă, că zici că mă mărit, serios. Haide. Hai să vedem. Opa. Unde e? Vai de mine. Bă, culoarea, poți să vezi, este un triplu organza de mătase. Vai, dar ce frumoasă este. Mamă, dar e culoarea. Deci culoarea este, Doamne, Dumnezeule, da, și modelul. Da, și locația în care o să fie evenimentul. Da. Păi eu zic așa, te lăsăm să o probezi ca să nu stresăm pe Otilia și da, vedem rezultatul final la botez.